Mierea de salcâm va fi mai scumpă în acest an pentru că recolta acesteia s-a redus în jumătate comparativ cu anul trecut, totul din cauza condițiilor meteo nefavorabile, spun apicultorii. Andrei Bivol din satul Bardar, raionul Ialoveni, are o prisacă cu 400 de familii de albine. Dacă anul trecut a cules 4 tone de miere de salcâm, acest sezon pentru apicultori este o adevărată catastrofă. Timp de 20 de ani, adică n-am mai întâlnit așa ceva, să nu avem producții deloc de vânzare, nu cred că o să avem mierea noastră. Speranța la salcâm e zero. Apicultorul speră că măcar o parte din cheltuieli să fie recuperată din alte roade. Anul acesta ne pregătim deja să ne ducem la tei, ne pregătim de floarea soarelui, încercăm acum să mai dăm ceva mâncare la albini, pentru că o mai acumulat puțin, dar cred că e foarte puțin pentru ele, vom da ceva sirop să le mai menținem în formă. Și Ion Viero din satul Zaim, raionul Căușeni, apicultor cu experiență de peste 25 de ani, este în pragul disperării. Nu știm dacă o să avem roadă, încă e de vreme de zis. Mai mult că nu o să fie, dar nu știu, mai avem o speranță. Au fost ani și 8 kg, și 11, și 15, dar ca anul ăsta n-am văzut, adică de când sunt eu apicultor. Producătorul trage un semnal de alarmă. În pericol sunt familiile de albine care nu au ce poliniza și se întorc flămânde în prisacă. Una că și salcâmul nu este, dar nu am avut așa consum de mâncare, nu am avut niciodată. Adică toată rezerva de hrană care era în stup, mierea, au consumat tot și încă și-am procurat zahăr ca să le putem menține până la moment. Și este gravă situația. Președintele Asociației Apicultorilor din Moldova, Ion Maxim, crede că statul ar putea întinde producătorilor o mână de ajutor. Ar fi una din soluții dacă Ministerul Agriculturii, nu știu, prin intermediul AIPA sau prin intermediul altor programe, nu vrem susținere financiară, să spunem, poate în formă de să ni se ofere niște zahăr, niște, ca noi să putem menține puterea familiilor și să le putem ajunge cu el la alte culesuri. În acest an, un kilogram de miere de salcâm va ajunge să coste în jur de 100 de lei, cu 35 de lei mai mult ca anul trecut. În 2019, apicultorii din Moldova au produs peste 1000 de tone de miere de salcâm.